Deci eu mă numesc Mihai, de o parte cred că urmași, să parte nu. Deci și lângă mine este colegul meu, domnul Cornel. Bună seara la toți! Deci astăzi o să ducem un masterclass, cred că este foarte interesant pentru voi și tema pe care să le discutăm. Deci noi am avut masterclass anterior care a fost rus, dacă mai țineți minte cine a fost, mai repede, septembrie. Așa. Și restul nimeni? Ce numai cu voi? Trei. Știți efectul septembrie. Deci, am vorbit despre efectul septembrie, da? Știți despre efectul septembrie, care e efectul obligat la evitație? Eu cred că de obicei, dacă se ia anul după an, în luna septembrie se zice așa că este o cădere de evitație. Și ca atare, dacă sunăm anii precedenți, anteriori, indicii bursieri în septembrie cam cald. Ați observat asta. Și cădere de ele sunt de mai multe tipuri, dacă discutăm. Data trecută am adus foarte multe calcule. Poate dar pe unii eu plictisit. Știu că asta plictisește. De obicei, în teorie, mult plictisește. Dar asta a fost nevoie să arăt din punct de vedere tehnic de unde provine căderea asta pe piață. De ce ar trebui să fie această cădere pe piață? Ce ne arată căderea asta pe piață? Unde duce căderea asta pe piață? Deci aceste corecții care sunt, ele sunt, dacă vorbim de corecții, ele ar trebui să fie în jur de 10%. 10%. Dacă vorbim despre o tendință a urșilor, adică o cădere pe piață, dacă se formează o tendință, ar trebui să fie o cădere pe piață de 20%. Dar în cazul în care urmează o cădere de 30%, deja asta e crah bursier sau căderea pieței. Deci dacă ne uităm la indice bursier, care este S&P 500 de ultima sută, nu? Acum ce cădere are S&P 500 de la maxim până la minimul care acum? 27% a fost. Cât? 27%. În procente? Minimul 100. Apoi deschidem rău și o să vedeți. Încă nu sunt. Aproape 10%. Are 9, 3 și ceva procente. Aproape 10. Dar cum a spus Grigore, dați 27 de minimum, ceva de genul, da? Asta încă e corecție. Întrebări? Nu? Deci asta este încă o corecție. După care, dacă sunt 20%, se formează deja tendința descendentă. Dacă ne uităm pe piața de capital, că am vorbit aceste căderi, cine a căzut foarte mult? Facebook. Corect? Ce credere are Facebook pe piață? Ok, așa, din... Fizică. Vreo 17% este căzirea, dacă se uităm. Și dacă te uiți, el aproape este la un nivel. Da? Dar ne uităm Philip Morris. El acum e la o credere ajuns fix. S-a așezat pe maximul anterior. Dacă ați văzut, iarăși nivel orizontal. Și sunt foarte multe instrumente care au căzut. Ce noteți au fost pe piață? Haideți să interacționăm, că nu vreau să povestesc în continuu. Și noutăți ați fost pitați și influențați. Care trader așteaptă asta întotdeauna? Rata de referință, bineînțeles. Fost, noi așteptăm schimbările de la rata de referință. Ca o mică recapitulare, de la 0,25 a fost creșterea până la fel? La 0,5, la 0,50. Așa, voi ce? Cred că nu mă cred că ne-am zis, a fost tehnică, în față și ne-am izolat de lume și în fel. Risc și manevrele, și tehnică. Adică mai multe bani o să recurgă deja la ridicarea ratei de referință. Data trecută noi am vorbit de rata de referință la americani. Și am vorbit că nu poți să ții rata de referință atât de jos atâta timp. Eu trebuie să-i zbucnească. Și când îi zbucnește, aici are influențele pe piață. Deja dacă îți vă uitați este video pe internet, am o dată recapitulare. Și o să vă uitați la video ce am vorbit acolo și o să vedeți cum cam ce am enumerat atunci, ca să repet unul după altul. Deci ori se desfășoară. Acum, ce o să vorbim astăzi? Deci, astăzi am pregătit un instrument de pe piața cripto, adică ele sunt mai multe, dar spre unul am o atracție mai mult. Catare, poftim? Spre Ripple. Deci are o marjă mică, o să discut, spread-ul mic și acum se formează un potențial foarte mare. Dacă ați uitat cine urmărește Bitcoin-ul, el pe mult timp a format un triunghi, corect? Și când a fost răbătut triunghi în sus, dacă te uiți pe grafică în monthly, ia că așa s-a luat de direct, am spus corect? Mm-hmm. Natural gaz. Da, acum, natural gaz, dacă se vorbim, eu nu știu, dar și pot să fie mai frumos, că acum format triunghi ceva. Practic, un mers ideal, o să fost străbatere, mișcare de consolidare și străbatere în sus mai departe. Ideea e care? La criptovalute, dacă vorbim despre Ripple, despre Litecoin și despre Ethereum, SS, de top, da? În perioada de daily, ele toate formează triunghi. Adică dacă ați analizat în perioada de daily, toate oscilează într-un triunghi. Și acum se împarte de jos.
nu toate, dar o parte din ele sunt parte de jos. O să vă arăt azi niște calcule și o să vă arăt cum este posibilitatea ca pericol să fie foarte safe, adică foarte sigur, practic imposibil să-ți arzi contul, numai că există altceva, adică să duci în minus, da? Este imposibil asta. Problema e care? Că aduci profiturile mai lent. Și ăștia de care din voie îți mai aprinși piață, nu știu dacă au răbdare asta, să aștepte profitabilitatea la acest instrument. Și o să discutăm și despre asta. Dar înainte de a trece la toate aceste calcule și la toate informația care am adus despre piața cripto, despre piața de capital, aș vrea să vorbesc despre decizii. Asta înainte cu 10 minute în masterclass, am gândit că asta ar trebui să vorbim, pentru că acum suntem toți, adică toți care aflăm aici, noi suntem rezultatul deciziilor luate de către noi înainte, corect? De exemplu, erai mic, s-a plăcut fotbal. Asta rezolvesc chiar despre fotbal. Nu, s-a plăcut un anumit domeniu, da? Ai plecat la secția, de exemplu, de fotbal, de basket, ai vrut să faci vioară, dansul și tot așa, da? Tu ai luat o decizie, vreau să merg. De aceea tu ai ajuns în prezent dansator, pentru că ai luat o decizie în trecut. Și indiferent de decizie ce a fost corectă sau a fost greșită, a fost o decizie la tine și ai ajuns la acest rezultat. Acum o să vorbesc cum ar trebui să iei decizii și nu ce decizii să iei, dar spre ce te orientezi când iei o decizie și care este formula de la o decizie și o formulă în tranzacționare. BTP, dacă ați auzit. Bani, timp și profit. Mm-hmm. Este așa, formula de BTP. De ce asta formula nu e trading? Formula aceasta este în general la business. Corect? Sau nu v-ați orientat? Voi ați luat involuntar aceste decizii, nu v-ați orientat că este și așa ceva. Nu, oricum, ne tăieștiți în lumea reală ce apare. Apare problema, apare rezolvarea ei, după asta te odie. Apare problema, apare panica și apoi asta e o soluție. Asta o stări. Nu, eu vorbesc în general. Da, orice problemă. De-aia apare o problemă. Da? A apărut, de exemplu, nu știu, o anumită problemă. După asta omul ce chinuie să-i găsească rezolvare. Încearcă într-o metodă, în altă metodă, în altă metodă, în altă metodă, până ajuns la rezultat și o rezolvat-o. După asta ce face? Face teoria ca ceilalți de oameni care s-au întâmplat cu această dificultate să știi cum să rezolve cu anumiți pași. Asta simplu, asta ca cum ai descoperit pământuri noi, da? Cum era? O descoperit pământuri noi, o făcut harta, ca ceilalți care vin înapoi, nu trebuie prin astea ce erau... Nu, suferi de astea naufragii, da? Și încă erau două întrebări importante. Decizia, una, decizia ce problemă rezolvă și doi, cât de urgent este ca să iei această decizie. Iar de asta, tranzacționare. O abilitate foarte bună care se dezvoltă la trader asta cât de rapid e o decizie în situații critice. Știți când este așa situații? E o situație când trebuie rapid să iei decizii, pentru că dacă ai pierdut momentul, trebuie să aștepți o perioadă lungă de timp, e că ești jos. Trebuie să închizi o anumită tranzacție. Pentru că acum care a fost piața în jos, mulți avem lacrimi. Mulți asta. Și sunt unele situații când piața ajunge ori la bag, ori ajunge la sell. Și atunci trebuie rapid să iei decizii și să știi ce faci. Pentru că dacă ai pierdut, ai decizia, deja trebuie să aștepți sus. Sau trebuie să mai aștepți încă un ciclu. Pentru că tot e ciclic. Da? De asta este abilitatea asta de la cât se dezvoltă abilitatea cât de repede se iau decizii, corect? Acum apare încă o întrebare. Mie trebuie, cât de urgent mie trebuie să iau această decizie? Adică e ceva la gât acum sau nu? Adică poți să mai alegi pe timp ca să analizezi situația? Noi luăm decizia după asta. Nu mai bine o las a mea și-o trezutea cazul. S-o ridica sus și acolo bani. Și după asta urca de jos. Mai bine nu mai lasa mâna chiar că nu se întoarce. Dar ca tare, iar și gândește, ai luat o decizie, a fost decizie corectă în acel moment. Pentru nu știi ce o să fac piața mai departe, dar da, piața merge mai departe în sus. Ești tu pentru acel moment de proceda corect. Înseamnă că tu ce trebuie să faci? Trebuie să gândești mai departe, să întorci piața înapoi ce faci. Dar nu stai și, ok, s-a dus în jos, gata, și să fac iară. Nu! Hai pentru fie 3-4 pași înainte. Dacă s-o primit asta, fac asta. Dacă nu intră la acă, dacă nu pun vai stop, dacă nu pun asta. Nu înțeleg că este o oportunitate de a ieși dintr-o situație și gata.
Stai de bani, stați așa mai de bani. Acum vreau să vorbesc despre principiul BTP. Bani, timp și profit. Bani. Doi. Timp. Trei. Bani, timp și profit. Adaptăm asta la tranzacționare. Hai să vorbesc business-ul, adaptăm la tranzacționare. Ce înțelegeți prin bani? La ce se referă aici bani? Da. La ce se referă? Asta se referă foarte mult. Nu, tu deja ai depozit, tu tranzacționezi. Asta se referă, dacă vorbim de bani, timp și de profit și se referă la tranzacții, asta cam s-ar referi la ce spread se ia, s-ar referi la ce margin se ia, pentru că asta sunt bani înghețați acolo, cred. Dacă ți-a marjă mare, după asta îți creează dificultăți la alte tranzacții și poate instrument, tot dintr-o așa instrument, de aceea că asta te ajută să iei o decizie corectă, da? La asta se referă banii, în tranzacționare. Timpul. Sunt instrumente volatile, sunt instrumente foarte incise. Dacă vorbim dolarul din Hong Kong, el e precis dacă e cu stop loss, nu ți-l ia. Pentru că el e ținut de bănci. Dar ce nu-ți place la el? Timpul. El activiții din 2014 până în prezent, el a făcut două cicluri. Tu dacă ai tranzacții de bani, tu sigur faci profit. Sigur faci profit. Dar ce nu-i bine, nu-ți place timpul. Tu în perioada aceea te poți să tranzacționezi mult mai intens, corect? Așa, și profitul la ce se referă? Profitul asta nu e pur și simplu mai profit. Profitul are ca recunoscute timpul și bani. Deci profitul, asta dependență de câți bani s-au înghețat, și dependență de cât timp ți-a luat. Pentru că poți să-ți aducă profit, de exemplu, de 1000 de dolari, dar să-ți iei jumătate de an, da? Profitul e bun ca tare. Dar pe tine nu te aranjează în așa perioadă lungă de timp, corect? Poți fi un profit mic, dar să fie în perioadă de 5 minute, când faci scalping. Și că asta este această formulă, te ajută foarte bine. Eu cred că toți să se cont de asta, numai acum să... Inconștient, dar să nu pot. Când schiză tranzacție, tu îți vezi nici marja, îți vezi spread-ul, îl verifici pe demo, da? Și după am ieși pe neam, corect? Așa. Și verifici profitul. Așa. Dacă am vrut să am spus despre aceste trei lucruri care sunt foarte importante, eu cred că cu deciziile deja o să fie clar pe viitor, da? Trebuie să vezi cât e de gravă problema și dacă am luat decizia asta, ce rezolv eu? Ce problemă rezolv? Nu am luat decizia că trebuie să o decizi. Da? Asta e ce îți oferă caracterul sau care cum se descifrează statutul. Cum? Asta sunt numărul de decizii corecte luate într-o anumită zi, da? Și asta determină felul tău de a fi. Așa. Deci, mai departe, o să vă vorbească domnul Cornel despre piața de capital, după care, după ce o să discute despre piața de capital, o să mă întorc și o să discute un business plan special pentru criptovalute și ce este instrumente sunt de piața de capital, care sunt acum potențiale de creștere foarte mare și nu sunt așa de agresive pe piață, da? Adică au și o marjă mai ok și un spread mai mic, da? Dependeți. Și o să adaptez la diferite volume, pentru că știți acum dacă este la piața de capital, este volumul de onload, da? Trebuie să luăm asta foarte mult în considerare, ca să nu ți afecteze depozitul, da? Și o să vorbim și despre Ripple, ceea ce am discutat. O să vă arăt situația, chiar o deschid graficul, o să facem analiză chiar la trei instrumente, o să facem analiză, de la zero facem analiză și după care vă arăt posibilitățile și două strategii de tranzacționare. Pe o perioadă mai lungă de timp, adică mai lungă de timp, deja depinde cum o să fluctueze piața, pentru profiturile depinde de fluctuația pieței, dar cum a oscilat până acum, fluctuații foarte mari nu au fost. Astăzi am văzut mișcarea de coin. În 2 minute, 3.000 de dolari s-a ridicat piața. Da, foarte mult. Și fix așa a făcut și numărul, fix așa a făcut și Ethereum. Eu când am mai verificat spread-ul, ne-am verificat marja, am deschis pe Ethereum, am deschis tranzacție cu un lot. Deci până ce m-am uitat acolo jos, deja am ieșit ceva de dolari profit. Adică el foarte rapid am făcut impulsul ăsta. Și am să vedeți piața de capital, dar piața cripto, atunci toată este în incertitudine. Pe care o să vorbim și despre
despre Swift, cunoașteți? Cunoașteți o parte, nu? Ok, să vorbim despre Swift și cum influența asta a fost. Da, mersi, domnul Kai. Încă o dată vă salut pe toți. Ca continuare la cele spuse de colegul meu, domn Mihai, eu o să dau una. Că noi toți tindem de ce noi. Noi ca manageri e bine, dar noi am apărut în domeniul dat ca și voi ca trader. Adică sunt, în mod evident, aici în sală sunt traderi de, adică, care tranzacționează și pe real, sunt traderi care deja de-abia s-au format și care încă până când sunt pe demo, dar a să aibă o cale de dezvoltare în domeniul dat. Și pentru asta și-a fost tematica masterclass-ului de astăzi, ca, ca vouă la toți, inclusiv și la cei care tranzacționează deja pe contul său real, adică să, vă, să mai clarificăm unele subtilități a domeniului nostru și anume de a ne face puțină ordine de ce nu o să facem referire și la portofoliile noastre tranzacționare. Este o tematică importantă, interesantă. De ce? Că anume portofoliul nostru este acel instrument care pe noi ne aduce la scopul nostru, la rezultat. Bine, noi cu toții începem studiile pe piața Forex, așa? Țineți minte procesul vostru de pregătire. Ok. Ulterior noi trecem la piața Marfarm, da? Care este deja mai volatil, adică aduce un potențial de profituri mai considerabil decât piața Forex. Acum, ulterior, mergem deja treptat la piața de capital și, și apoi la piața cripto. Deci aceste două piețe, ultimele două piețe care, care le-am menționat, anume capital și cripto, ele sunt niște piețe cu niște posibilități enorme. Cred că istorii, poate personal și aveți astfel de tranzacții, le cunoașteți. Adică nu e nimic ca straniu prin acolo traderul poate în 10 minute sau jumătate de oră sau o oră să-și facă un profit, de ce nu să-și, în unele cazuri, să-și dubleze și să-și tripleze depozitele. Da? În cazul grepurilor. Ok. Să știți, trading-ul nu constă pe baza, adică noi nu ne bazăm niciodată pe tranzacționarea pe grepuri. Deoarece găpurile noi nu cunoaștem în care direcție le vor fi. Asta e una. Și într-al doilea rând, ele, într-adevăr, pot să ne afecteze. Ce noi, mai întâi de toate, să discutăm puțin despre piața de capital. Ce cunoaștem noi despre piața de capital? Este piața hârtiilor de valoare. Indiferent, sub formă de obligațiuni sau formă de acțiuni. Așa este. Unica, unicul scop la emiterea cât a obligațiunilor, atât și a acțiunilor, este ce? Atragerea investițiilor. Atragerea investițiilor, așa, astfel companiile, în mod evident, își promovează cât întreprinderea, atrăgând în, pentru ele investiții, care ulterior le reinvestesc în dezvoltarea companiei. Da? Au linii, ceva nou, au o idee nouă de dezvoltat și mult, mult alt. Da? Google. Google are o varietate foarte mare și vastă anume de acoperire a diferitor segmente. Zilele este ca așa să spunem, ca informație. Tot s-am dat de chestia asta care Google când noi vorbim, da? Adică îi spunem Google, okay, Google. Google, da. Știți pentru ce catare au fost format? Pentru oameni cu handicapat. Da, handicap. Adică el pentru ușurarea, adică oameni, adică la toate momentele astea, de scopul lui era ca pescării, da? Ca un site de căutare. Și anume pentru persoane cu dizabilități, el a fost format în asta. Dar deja ulterior a fost implementat pe scară largă și noi la fel nu folosim. Asta așa. Ok. Ok, Google. Ce este interesant în piața de capital? Posibilitățile. Da. Dar, cum am spus, că piața de capital trebuie să formeze o parte din portofoliul nostru atunci când, într-adevăr, noi, trebuie, noi suntem pentru ea. Da. În primul și în primul rând, până la depozit, până la depozit. Da, să discutăm despre principalul, ce noi,
pe care, principalul factor pe care noi, pe toți ne unește. Care este scopul nostru? Așa este. Care este scopul nostru? De a ne dezvolta. Da? De a face profituri, de a crește afacere, doar anume tranzacționare este o afacere. Nimic mai mult, adică perceperea ei ca o afacere, într-adevăr, să vă permită să priviți altfel aceste orizonturi. Ok? Bine. Până, cum am spus, la depozit, adică noi avem scop, deoarece depozitul nostru, el e direct adică raportat scopului nostru. Înseamnă că primul lucru care noi îl facem ca trader, noi punem accentul pe scopurile care noi venim în acest domeniu. Că vreau să am un profit X, că Y, că Z, cuiva X e de ajuns și e super bine, cuiva cineva vrea Y, dar treptat, în mod evident, având o cale de dezvoltare, și ce nu? Și pe Forex. Piața Forex este o piață destul de liniștită, destul de la pe care noi putem să ne controlăm ușor emoțiile, da? Stările noastre emotive. Electrocardiograma aceea care fix ca și pe care o vedem pe fluctuația prețului. Ok. Da. Important să ne înțelegem că noi în mod evident, noi treptat începem a adăuga în portofoliul nostru, da? Din DLC, din piața Marfar, de pe lupii energie, petrol, Brent, VTI, natural gas. A să zice și căderea pe natural gas. Foarte, adică a fost o cădere destul de semnificativă și într-adevăr noi o așteptam, deoarece și MACD-ul nou ne arăta această divergență, da? S-a observat. Ok, ulterior, adăugând energiile, noi putem tranzacționăm doar și pe metale prețioase, da? Gold, silver. Am făcut și pasul dat, următoarea cale ar fi fie piața de capital, fie piața de cripto. La piața de capital noi ce la fel să atingem și temele indicilor, da? CFD index, ca cel mai, așa spunem, cel mai tranzacționat în rândul traderilor noștri, S&P 500, CAC 40, ele mai sunt, adică sunt o varietate destul de largă la acești indici pe care noi avem posibilitatea să tranzacționăm și deși nu să profităm de un taj destul de mare, deoarece piața este volatilă, anume piața de capital, piața cripto, non-MD, posibilități de a fixa niște profituri la care noi tindem de o lună într-o singură tranzacție. De ce nu? Și mai mult și mai mult. Ok. Bine. Piața de capital, cum am spus, trebuie să ținem cont de câțiva factori. Anume, scopul nostru, de aici spornește formarea unui business plan, da? Doar am discutat că asta este o afacere. Și un business plan clar, el cuprinde în sine ce? Niște pași concreți care noi urmăm să le facem, anume pentru a atinge scopurile noastre. Iar de acești pași și instrumente pe care noi vrem să tranzacționăm, să ajungem la finele perioade sau lunar, la jumătate de an sau un an, adică tot depinde de scopurile voastre. Adică scopurile de lungă durată, da? De durată medie și de ca un venit stabil lunar sau real. Asta la fel este un scop. Astfel, noi putem să ne clarificăm foarte ușor, alegând anume și adaptând portofoliul nostru scopului. Deoarece eu dacă vreau să fixez un profit de 2-3.000 dolari pe lună, eu asta am posibilitatea să o fac în mod evident și pe piața de Forex. Foarte ușor asta. Da. Dacă la noi scopurile treptat sau imediat, depinde de depozit, deja de scopul nostru creează depozitul și ulterior, având un depozit profesional, eu am nevoie să fac profit de 10. Da? În mod evident, aici posibilitățile deja piața Forex. Aici intervenim, fie majorăm volumul, da?
de tranzacționare, fie trecem pe o altă piață care este mult mai volatilă, cum ar fi piața de capital, piața cripto, să alegem ceva instrumente din aceste două piețe. Cine, noi toți auzim de SP500, da? Este un indice des tranzacționat de traderii noștri, au avut, cum am menționat și colegul meu, domnul Mihai, au avut căderea asta destul de semnificativă, dar care s-a păstrat în limita acestor 10%, care este și o regulă, anume, regula acestor 10%, anume că ceea ce depășește deja această limită de 10% ar forma o tendință. O tendință, fie crescătoare, fie ascendentă, după cază, în mod evident. Și ceea ce deja e mai mult, asta deja ține de o prăbușire a pieței. În contextul continuării gândurilor domnului Mihai. Bine, asta este foarte important, deoarece foarte multe persoane se aventurează în tranzacționări cu, așa spun eu, în piețele astea, fără a fi pregătiți. Chiar elementarul, nu vorbim acum de depozit, de asta. Elementarul, același risk management. Da? Că noi cu toții cunoaștem, personalul, noi, managerii, eu cunosc, că noi vorbim despre risk management zi de zi la fiecare lecție, la formarea voastră. Undeva totuși apare adică această frază. De ce? Că voi în mod evident s-o consumați și s-o înțelegeți. Ce înseamnă? Că nu pot să risc într-o singură tranzacție propria afacere, da? Având de pildă, intrând, având nevoie de, eu nu știu, de a intra pe un instrument pe piața de capital, dar la mine risk management practic el e de forex sau de piața marfa. Și în cazul nostru ce se primește? Traderul deschide o singură tranzacție. O singură tranzacție. Că, cu depozitii, așa să spunem, mai puțin profesionale, asta ar însemna că vouă nu v-ar permite, în primul și în primul rând, pe piața de capital. Marja trebuie de ținut cont. Da? Asta este un factor foarte important. Spread-ul și deja însăși volatilitatea. Ok, volatilitatea ne-am clarificat, este o piață volatilă. Dar ținând cont de ăștia doi factori, noi își punem accentul pe profil. De ce eu ating tema asta? Permanent noi vedem traderii noștri de că au o tendință de dezvoltare, vor să dezvolte rapid. Super! Asta e foarte bine. Dar adaptați-vă. Adaptați-vă rigorilor pieței. Adaptați-vă cerințelor. Nu puneți la încercare afacerea proprie la o singură tranzacție. De ce nu s-ar putea, de exemplu, de tranzacționat pe același gol, pe același natural gas sau Brent VTI? El e la fel de volatil. În cazul nostru ar permite să intrăm să facem 2, 3, 4 între active pe piață să avem, care, în mod evident, nu să ne aduc scopurile, adică profiturile care să ne atingă scopurile noastre. Dar în mare parte, adică persoanele, traderii merg pe calea cea mai ușoară, ce făcăm? Încep a tranzacționa pe piețele de capital din start, fără a face o analiză, fără a ține cont de risk management, nu să atrage atenție la toate mărunțușurile este, dar ele, adică știți cum este zicala ce e? Diavolul croiță în mielăceam, da? În detalii. Apoi, aceste mici detalii, dacă noi nu le ținem cont, să știți că asta ne-ar afecta pe noi într-o situație oarecare și ajungem la BTP. Bani, timp, profil. Numai că urmează deja să luăm decizii de drum și rapid în cazul este. Dacă piața ar merge contrar direcției noastre, așa este. Că
E una de a tranzacționa pe Forex, una altceva e de a tranzacționa pe piața în afară, dar pe piața de capital sau piața cripto, la fel, asta e deja e o altă etapă de dezvoltare. De asta... Trebuie luat în considerare că clar, spate de făcut profituri mari, spate și de pierdut mult acolo. Nu, de pierdut. Ca să nu ajungem la aceasta, noi trebuie să avem o creștere treptată. Sare vedere. Ați început cu Forex, ați adăugat piața Marfară. Piața Marfară, în mod evident, ulterior, deja voi sunteți prinși cu niște volatilități, așa, mai considerabile decât cea pe Forex, ca ulterior, în mod evident, având deja și afacere dezvoltată pe parcursul activității este Forex, pe Marfară, voi deja să aveți o afacere cu mult mai dezvoltată și cu mult mai consolidată prin depozitul vostru, când ați accedeți la piața de capital. Eu vă încurajez pe toți și voi aveți posibilitatea de a tranzacționa pe orice. Dar țineți cont de regulile, adică de nuanțele este. Ok? Piața cripto. Mai ales tot. Acolo la fel. Pe Bitcoin cât de marjă? La volumul de ulor. La volumul de ulor. И вот 20. Ну? Окей. Asta, ideea care ce mi-era aici, dacă am vorbit, o să completez aici cu frază. Să zic că piața de capital aduce profituri mari și aduce și mine să mă corect. În tranzacționare, de ce noi verificăm statement-ul la sfârșit, când faci tranzacțiune? Dacă îți faci analiza tranzacțiilor, nu mai recunoașteți cine face analiza tranzacțiilor după o săptămână. Când îți minus. Da. Ca atare, se face și când ești în profit. Când ești în profit, tot poți să ai tranzacții deschise greșit. Poate de atunci au mers în profitabilitate pe le-ai închis, dar e poate că deschis pe corecție. Atunci nu ți-au influențat tranzacționarea ta, dar ele în timp, asta e ca și cum ai într-o ladă de miere, ai mers mărși pe cap, el nu se observă. Dar de la el ce ți-o începi să strici toată lada. Acum de profiturile mari și de minusurile mari, care ziceam, când facem noi statement celălalt la sfârșit, acolo este dreaptă. Da? Dreapta și parcă nu e nimic important, dar o simplă dreaptă e în creștere, asta e foarte bine. Dacă atare valorile cele care te faci, e foarte important. De ce? A spus că faci profituri mari și minusuri mari. Încercați ca trader să fiți stabili. Asta e important, stabil. Nu că fără minus, stabil. Adică asta ce înseamnă? Să mergem la ascensiune și pierderile mari să nu fie. Că noi de obicei ce avem, ce tendință avem? Luăm profituri, corect? Profit, 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 profit. Când e un minus, luăm un minus mare și practic echivalează la nivelul, aproape la același nivel, corect? Și iarăși începem să muncim și iarăși. Deci, la noi problema e aici. De acord? Da. De acord că ajută foarte multe ori. Eu sunt trader care, dacă, mai să vorbim și despre stop loss, dacă ne-a dus în alt timp. Dacă sunteți, sunt dintre voi, eu tot prefer tranzacțiuni fără stop loss. Dacă aveți tendința de a tranzacționa fără stop loss și vreți să fii profitabil, trebuie să fii conștient că nu contează cât de tare n-ar cădea piața, cont stop nu este afectat. Asta fără de a intra în lac. Deci asta trebuie să fie o regulă de bază. Deci cât nu s-a dus piața din ăsta, sau maxim cât a fost anterior, sau cât a fost o cădere anterioară foarte puternică, tu când îți faci, se zice, ca o pernă de siguranță, cât din ar cădea, tu să nu fi, adică să nu fii nevoit să iei decizii rapide, da? Să închizi tranzacția minus sau să schizi tranzacția opusă. Cât deja acolo apar mai multe întrebări, trebuie să jonglezi deja cu piața. De asta, dacă vreți fără stop loss, voi știți foarte bine că trebuie să calculeți foarte bine rezistența depozitului. Da, rezistența depozitului. Eu acum o să vorbesc despre Ripple și o să am ceva informație despre Ripple. Despre Ripple asta ce? E asemănător cu Bitcoin, nu numai că Bitcoin este o monedă digitală, corect? Sau este criptovalută, da? Asta, Ripple este un sistem, nu, are și partea descentralizată, deci e un sistem care
ajută la tranzacțiile transfrontaliere, corect? Între țări și între bănci. Și de ce ele sunt foarte folosite în prezent? Pentru că ele elimină intermediarii. Deci, ca eu fac o tranzacție, da? S-au convertit în RIB, poate să-i duce la destinatar și o elimina intermediarii toți. Deci scăpăm de ce? De spread-uri. Și ăsta, RIB-ul are un potențial foarte mare. Puteți să deschideți grafic la RIB-ul. Da, da. Este RIB-ul? Da, da, exact. Aici este graficul din unde e. Ce părere aveți din acest grafic? Nu, că mai fac un grafic, știți, ca să fie o informație de acolo atunci și știm și o să le explic. Că nu ne-am memoră toate să le țin minte în ordine. Și s-a spus eu, scrie părerea, că lucrurile nu trebuie mai curios. Eu le-am citit, le citit pe investing, da? Se făcă o concluzie și luam decizia. Dacă să le stau să le citesc pe asta. Deci am să le dat ce mi-e important. Ce vedeți pe care trebuie să haideți să păreți? Între unii. Între unii. Între unii. Nu, între unii foarte frumos. Puteți să-l puneți între unii pe grafic. Ok, bun. Cu linie, așa. Așa. Da, perfect, ai ajunge pe loc. Dacă se deschide Bitcoin-ul, nu Wi-Fi sau Mountain, pentru că știm că el este locomotiv. Acum în Europa, Germania este locomotivă Europei, da? Apoi că așa sunt plasate criptovalutele, cine ține toată fruntea, criptovaluta asta e Bitcoin-ul. Dependență de celălalt oscilează. Asta sunt ca și cum ar fi niște subdiviziuni, da? Niște minorități și sunt conduse din Bitcoin. Deci, aceste unii se formează din anul 2020. Nu? Da. 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 2020. Da. Dacă se calculează, din prezent, eu o să fac și niște calcule, dar tot am sărit peste, dar ok, bine și așa. Dacă o să faci niște calcule, de la prețul actual, și o să mergem aici, după cum vedem, este prețul 0. Da? Dacă facem calcul, de la prețul actual până la prețul 0, este în jur de 100.000 de puncte. 100.000 de puncte. Pe Ripple, erau pe piața crypto, 10 puncte. Raportat la vot. Corect? Nu cred crypto. Ceva tranzacționează crypto? Doar pe gen. Nimeni pe crypto? Păi ce zic la Masterclass? Vor! Ceva nou! A, să vor. Spunem, Deni, informați, spune, noi după nouă anumită. A, ați ajuns la vreo sau da? Nu, fără. Dacă e fără, atunci cred că ți-e plictisitor aici, fac. Interesant, eu am unde să cred. Pentru dacă e fără leverage, practic eu nu văd. De ce sunt domeniul tranzacționare și nu sunt domeniul investițiilor? Dacă se face. De ce? Domeniul tranzacționare. De ce? Investiții tranzacționez unul la unul, da? Leverage-ul a crescut cu atâta. Atâta s-a crescut și în cont. Deci, practic, acolo creșterile sunt foarte mici. Acolo trebuie să te bazezi mai mult pe timp. Da? Îți trebuie timp, jertfești timp pentru bani. În tranzacționare e altceva. Aici creșterile sunt mai mari, în timpuri mai scurte, dar apare altceva. Îți cere timpul tău personal, îți cere emoții, ești implicat emoțional mai puternic și riscurile se măresc în cazul în care mă respecti riscul mai mult. De ce am decis tranzacționare? Tranzacționez cu leverage, profitul mai mare și folosesc abilitatea mea de a gestiona viața, adică de a calcula căderile astea, creșterile astea și dacă îi poți calcula ok, practic ești ca investitor, tot stai liniștit. Și acolo este diferența între ele, credeți-mă. Dacă aici, de la moment până aici, 100.000 de puncte, înseamnă că dacă vreau să fie tranzacție cu un lot și se duc până în 0 la mine, depozitul, dacă are 10.000 și ceva, la mine nu se are depozit, corect? Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că eu stau lejer pe piață. Nici un stres, mă, corect? Ai depozitul, de exemplu, de 15K, la mine, dacă faci o cădere și am tranzacție de aici cu un lot, înseamnă că la mine cât n-ar cădea viața, la mine contul este imposibil să ardă. Fix aceeași situație a fost cu petrolul când a ajuns la, 8, la 9 dolari, 9 și ceva. Dar depozitul de 10.000 cu tranzacție de un lot active, e cât n-ar cădea până în 0, ceea ce petrolul nu poți să-l dărei degeaba?
Deci să ajung, adică eu pot să-l dă de degeaba, nu pot să iei picanța financiară degeaba. Deci acolo, practic, era imposibil să-ți aduci depozit. Asta, știți numai că nu ești atunci în pierdere. Nici nu ești în pierdere, că e tranzacție activă. Atâta timp cât petrolul să încerci să-l ții measure de 9 dolari. De oricum, el o izbucnit de dată de acolo, asta era ceva normal. Mai rezervele se mișorează, petrolul trebuie să crească. Deci ce poți să fac cu piața asta, mă corecție. Și aici fix aceeași situație. La un depozit de 15 kappa, eu acum o să introduc și este din risc și mai mult management. Noi, ca trader, am venit în stable, de exemplu, am calculat. Dacă deschid cu un lot, când nu s-a dus în jos, mie nu arde depozitul și mi-am pus take profituri fără stop loss, take profituri mici, exemplu de 5.000 de puncte, asta sunt 500 de dolari, o închis tranzacția, deschid alt tranzacție. De ce închid tranzacția? Ca să duc în cont. Pentru că în cazul în care faci o mică corecție, tu ai pierdut mișcarea ce e pe piață. Înțelegeți ce vreau să zic? Ați văzut asta, că aici a fost prevăzut triunghiul, ai deschis tranzacția de bani. Îți faci mișcarea de consolidare și mai aștepți înapoi până ți ajungi la prețul tău și apți duci în profit. Da? Deja ne mai iubim de brezie piață. Nu sunt jadne, eu din punct de vedere la risc și money management. Dar chiar și așa am și stilul transacționale. Deci dau una de la confirmare și una după respingere de la asta acasă. Și de ce nu întrucut tot volumul de lot? De exemplu, la întrucut 20.05. Pentru că la una mai câștigă o parte acolo. De asta și vă explic. De asta nu vă explic. Pentru că dacă eram, nu știu, nu mă interesa riscul ăsta și money management și vreau să vă explic ca să înțelegeți, pentru că asta poți iei tot din viață, dar asta și explică, că de exemplu este așa, tu dacă deschizi tranzacția aici și o închizi aici, tu ai luat profit atâta. Dar dacă deschizi tranzacția aici și o închizi aici, tu iei practic aproape toată linia asta. Eu asta vreau să ajut. Asta nu puteți cum ar trebui pe folosit informația care să o vorbesc acum, voi puteți folosi pe orice informație. Îți calculez căderile pe piață și poți să iei tot profitul. Vă explic și de ce. Aici nu îți fie tranzacție cu un lot. De ce cauză? Practic îmi pun depozit un brânci. Aia, ca presupunem tranzacția asta o lună de zile, nu se duce până la take profitul meu. Ce strimești atunci? Eu nu pot să întâmplă tranzacție pentru că mi-am blocat depozitul. Dar atunci eu ce fac? Deschid, de exemplu, în 0.5. Da? Înseamnă că la mii din depozit am deja, o să-mi trebuiască 5.000. Ca să-mi poată să am rezervă la tranzacția asta, corect? Încă 10.000 din cont în rezistă. Tranzacția nu s-a dus din tapă în profit. Piața oricum trebuie să facă oscilanță. S-a dus și în jos. Mai dau un 0.5. Aici deja nu-mi trebuie 5.000, dar trebuie vreo 2.000 jumate, că s-a apropiat prețul de 0. Corect? Și ai tot take profit. Se duci piața în sus, mi-e fi de asta take profit. Îmi oferă altă posibilitate, mai deschid o tranzacție. Deci oricum piața asta eu trebuie să folosesc orice mișcare din ea. De asta trebuie să tot vreau să calculat, pentru că asta mă ajut foarte mult. Băi, după asta să primești, dacă deschizi cu volum mare, trebuie să aștepți. Trebuie să aștepți piața și să se întoarcă, ca după asta să mai poți de o tranzacție. Da? Asta e pierdere, asta e timp. Deci și formula și e timp, că noi timp ne interesează. Nu tot o zi în profit. Eu mai am încă rezistență la depozit. Dar dacă mai duce în jos, mie mi-ajunge 1.000 și ceva, sau chiar 2.000, ca să rezist la acest 0.5. Iar să mai duce în jos, maxim până aici și mi-ai dau un 0.5. Și deja ai, dacă începi creșterea, ai tranzacții de jos, chiar azi de jos, posolie și activă. Și aici nu ești cu adăugări și practic folosești orice detaliu din tranzacționare. Cât se apropie mai jos cu ție, cu atât ție ține combinarea. Dacă acolo spunem pe Dumnezeu cu PowerPoint, este scris așa ceva. Am pus două citate interesante. Doar în situațiile de după criză percepem normalitatea de creștere a pieței ca fiind o binecuvântare. De obicei, după ce s-a întâmplat situația pe piață, după ce a căzut piața sau după ce a fost răbaterea, tu te-ai gândit la asta, dar n-ai interprins o acțiune. Numai atunci îți dai seama că asta a fost o posibilitate foarte bună și pe care tu ai arătat-o. Pentru că nu ai vrut să interprinzi nicio acțiune. Adică, locul cel mai fierbinte al iadului este rezervat pentru cel care în vremuri de criză rămâne neutru. Dacă este posibilitate, nu voi da asta iadul. Este posibilitate pe piață, da? Ți-o avem posibilitate, dar tu pur și simplu stai dintr-o parte și nu interpreți nicio acțiune. Nu interpreți nicio acțiune. Și tu vezi cum sau îi spui prietenii, ia uite, măi, este o oportunitate bună, prietena intră, dar tu stai și da, am scut așa. Da. Eu am avut chiar astăzi situația asta, așa. Și eu. Așa, de asta și nu trebuie să fii neutru la toate interacțiile astea pe piață. Dar ca tare sunt situații bune, că de exemplu sunt un trader, da?
Ați văzut că aveți dat pe piață. Nu am văzut-o, dar e bună, știți? Ai și în asta, chiar, dar multe ori întreabă bună. Deci sunt unii instrumente care le sunt mai rar, de exemplu, dacă sunt cotațiile astea exotice, nu toate, pentru că sunt și preferate aici. Cine trata să-mi spune cotații exotice? Acum am o situație de practică tropicală. Așa. Sau la ciocantobor. Așa. Deci, îi plac cu până apoi, da? Și vreau să merg așa și cu ripper-ul, ca asta îi plac. Deci, ca orice mișcare de piață aici a fost pire. De ce v-am zis că dau acest instrument? În cazul în care sunt, pentru că asta sunt, în zvele, persoane care sunt mai retrase, nu știu, de exemplu, o anatomină sau ceva așa, o frică de piață, ăsta nu îți creează frici. Pentru că acum el e în situația că nu poți să-ți creeze frici. Dar care e faza? El îți dă stabilitate, dar nu credeți că o să rupeți piața a două profituri de ca cum le luați pe SP sau cum le luați pe DIA sau cum le luați pe VR. Deci conformez cu ideea. Cât e safe, da? Încerc să scoți tot profitul din trânsul. Dar oricum n-ați aduc profitabilitatea cum s-a aduc acest alt instrument. Dar cei care sunt pasionați de cripto s-ar putea să se orienteze la acest instrument. Pentru că el pe o perioadă îndelungată de timp, are foarte mari... ne aducem bani încredere pentru că ea se implică în domeniul bancar. Dacă să ne uităm banca din Statele Unite ale Americii, Central Bank of America, da? Au acceptat Ripple-ul. Pe lângă asta, cea mai mare bancă din India a acceptat Ripple-ul. JP Morgan a acceptat Ripple-ul. Cine mai era bun? E greu. Dar are judecată cu SEC. De aceea, acum se rezolvă judecata acest show. Ei sunt acuzați oricum. Ei, dacă rezolvă situația cu SEC, cu ce este SEC? E o judecată. Organizația care este împotriva ce? Manipulării vieții și spălării de bani, corect? Cu asta se ocupă. Pentru că acolo zis că care e diferența dintre Ripple și Bitcoin? Au diferite baze. Ele, una se folosește blockchain-ul, da? E ca la Bitcoin, sunt numărul de Bitcoin. A apărut un om în viață care minează Bitcoin și creează un Bitcoin nou, un Bitcoin nou, un Bitcoin nou și se mărește numărul lor, corect? Dar la Ripple sunt legat la fruță. Adică dacă intră banii începit, îi scot pur și simplu Ripple și fac echivalentul. Ripple-ii care nu s-au folosit se întorc înapoi în bază. Păi sunt 1000 de miliarde de Bitcoin, 100 de miliarde de Bitcoin. De Ripple. Da. Ei sunt anumit volum și tot de acolo. Care am folosit să merg înapoi. Dar la blockchain, altfel, îi zici, ești o screază. Din ce cauză? Că au făcut foarte multe calcule. Și ele, când îți investești banii, banii investiți sunt mult mai mulți decât unitățile astea care reușesc să facă. Și de asta și crește volum așa mare. Dar tare lumea asta crește, de fapt, interesantă. Eu vă recomand să știți, să vă informați despre ele, dar oricum, ce am spus eu aici este de mult ca să faci profit. Deci, dacă folosești un risc și money management bun, numai ca să trebuiască timp, asta la sigur. Asta nu înseamnă că acum ai duci acasă, ți-ai calculat contul, așa, am zis, cu ghișa de cu atât de mult. Și ți-ai calculat depozitul, ți-ai pus tot de ribă. Nu, pentru că eu sunt mai mult ca sigur, până să aveți rezistența, să așteptați atâta timp. Dar nici nu să vreți să fiți profitabilitatea asta așa de mică. Eu nu zic că e mică. Chiar că ați făcut mișcare de 500 de 5.000 de puncte de ribă-ul. Chiar că 5.000 de dolari, 500 de dolari la un lot, e făcut. Dar asta nu este în fiecare zi. Dar asta nu e în fiecare zi. Și mai nu e mai în fiecare zi de tranzacție, practic. Nu vezi că am o situație, am spus, dacă mai am marjă, nu mă să liberă. Dacă mai am marjă, nu mă să ok. Vezi că tranzacție nu ești mai mult marjă. Așa și... Deci cu Ripple-ul am fost destul de explicit. Eu cred că asta e clar, simplu. Ai pus decizii cu take profit. Ai putea să faci metoda adăugării. Dar pierzi corecție. Corecția se întorc înapoi. Se întorc înapoi și pierzi din profit. Și unde ajuns pe loc ce dați mulțumim? N-am ce mai pierzi profit cu ce aici. Asta fix așa puteți folosi și pe piața de valutare și pe piața de mărfuri. Pe piața de capital acolo e alt principiu. La piața de capital, acolo este 100% calcularea cu rupă.
Piața deja la noi e clar, piața crește. Cât de crac ar fi, locul m-o să crească, o să răbată maxim nu și o să meargă mai departe. Numai în cazul în care compania dispare cu tot, da? Dar el știm că el tot străbate, maxim străbate. Acolo ce ne trebuie nou? Echilibru, că dacă cădem să fim pe ceva moale, da? Dar nu te bagi la bancă. Ce-a zis George Soros? Nu paria pe toată ferma. Și la asta m-a zis o plăcere de... Deci eu am zis nu degeaba, adică nu paria pe toată ferma. Dar asta m-a țat de la tatăl său, care a fost un foarte bun supraviețuitor al celui de război mondial. Știți că este de bombă trăită în... Nu? Nu știți George Soros? Nu mă interesează. Ce era misticul de cor? Ha? Ce era misticul de cor? Dar acum și asta, Elon Musk, iarăși, direcția noastră de educație financiară, au zis că criptovalutele nu vor muri niciodată. Știți cum a zis asta? Parcă... Nu, zis asta chiar foarte bine. Adică știi cum să joace dacă piața. Au zis că criptovalutele nu vor muri niciodată. Sau ceva de genul. S-au postat un tweet acolo. Înțelegi cum de nu-l pedepsi chiar. Nu e clar ce să facă astea. Deci, la piața de capital, la acestor unii cădere, acum o să schimb toate graficile. Eu o să spun concret la ce grafice și ce cădere au fost. Cel mai... Dacă să vorbim de Google, ce scuze, aici vorbim de volum. Deci, Google, voi știți, este mai atât ce cât de devolate lucruri. Acum, dacă se tranzacționează cu un robot, el nu este interzis. Dar ca să înțelegeți, aici trebuie să ai depozit de minim 200 de mii. Asta ca să tranzacționezi safe. Ca tare poți tranzacționezi și cu un depozit de 5.000 de Google. Pentru că mai aveai venit și ceva și să ajunge. Că e deschis, până când încă poți reușești să ieși în lacă, dar ideea e care, o să tranzacționezi foarte riscat. Și cred că asta nu-i placă nimeni mult. De ce noi avem emoții în tranzacționare? Cu cât mai mare riscul și cât mai mult tranzacționezi ce minus, dar nu cât mai mult 10.000 de minus. Dar cât mai mult îți afectează depozitul, atunci apare problema. Riscul la o tranzacție la un stop-loss trebuie scris de 5% din depozit. Asta în cazul în care plasezi stop-loss-ul. În cazul în care nu plasezi stop-loss-ul, cel mai bine ar fi să-ți calculezi în așa fel că chiar să fie o cădere drastică în comparație cu celelalte crize, ție să nu-ți afectezi depozitul. Că nu poți chiar să faci, de exemplu, dacă să te duci la SP500, nu o să-i poți pune ca la Rincon. Asta e clar, nu? Dacă măsăm 200 ceva de mii de puncte, cum e la asta, păi trebuie ce? Stai să tranzacționezi cu... S-a primit, trebuie să tranzacționezi cu... E 200, nu 200 ceva și de mii, mai mult. Dacă se calculezi să înscriu de când în el până sus, sunt sute de mii de puncte. Și practic, trebuie să tranzacționezi cu un lot de ce trebuie să ai contul de 1.000.000, nu. Păi de așa o să vedeți nimic ca să pot tranzacționa un lot. De asta și sunt un instrument care calculează dependent de ce criză au fost anterior. Dar la asta eu am dat cazul concret în Cluj până și mai până asta. Și aici poți să fiți așa și Ethereum. Ethereum are o cădere, nu, Litecoin-ul, poți să aibă o cădere de 17.000 până la 0. Pe azi le-am verificat încă o dată. Pentru că eu, din când eu, criptovaluta cel mai mult urmăresc Ripple-ul, pentru că are cea mai mică marjă și cea mai mică spread. Și cel mai interesant, mi se pare, el e în top 3, are potențial pe viitor, nu vede ce aveți strada, nu aveți strada și pe el. Da, să vorbim acum, ele sunt foarte multe. Nu, adică ele sunt peste 3.000 de criptovalute în lume, care 20, poftim? Îmi pare că mai multe. I-am zis peste. Da, 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 dacă vreți, prietenii de la, prieteni de la Matinfo, vă ne face frunză coin. Nu e foarte greu să facem criptovalută. Dar important e ce influență are pe piață. Ce aduce. Ce aduce, ce folos din spate are. Ok, Ripple are ceva, faci concret. Simplu, rezolvă problema, poți să folosească un om de Swift. Până acum, acum noi folosim Swift și plătim comisioane. Plătim comisioane, plătim comisioane. Dar primești și poți folosească să se soanteze. Adică poți să introducă acest anul de Swift. Ca să fie tot mai ieri. Adică, ce el are utilitate în lumea cripto. Bitcoin la fel are utilitate. A, și încă cu Ripple-ul, încă poți să faci cu unici, poți, cu el ca
care nu poți face, el nu e ca monedă să faci cumpărături. Maxim ce poți face asta să transferi active. E ca aurul tot poți să o transferi, cum transferi valută, aurul tot poți să o transferi într-o parte în altă. Privat. Adică în aurul tot poți să faci tranzacții privat. Și încă de ce? Are bază în spate. Oamenii ar folosi la ceva. El are și potențialul unii să crească. Dacă îmi spui Dogecoin care l-a făcut, de exemplu, din glumă, niște prieteni acolo și au fost influențat și au făcut un marketing puternic și au investit și au mers efectul de turmă și au crescut și iarăși efect și iară clip și nu știu ce și au scăzut și au crescut. Asta pentru noi e foarte bine, că este volatilitate pe piață. Dar el, pe perioada lungă de timp, dar fiind de volatilitate, am văzut adică, tu ce i-am rezultat atunci? N-am ajuns la rezultat. Vreau să văd mai departe, Litecoin-ul dumneavoastră. Ah, ok, și Ethereum-ul. Litecoin. Nu contează. El trebuie să-i același grafic. Dacă te uiți aproape să-i același grafic, numai că prețul diferă. Și aici să te orientezi aici, e același drum. Ce randament aici bun mi-aduce? Mi-aduce procentajul. Tu aici, dacă deschizi tranzacție și o închizi undeva aici, aici îți primești creștere de 100%. Deci îți creștere foarte mare. Aici, la fel, e un la 10 puncte, e un dolar. Deci este mai profitabil. Ce e mai puțin interesant la el? El e profitabil la el, trebuie să ai depozit mai mare, pentru că marja e undeva 8.000 și ceva. Și spread-ul este mai mare. Deci, încă care e situația cu Litecoin. Și dacă să ne uităm pe Ethereum, Ethereum tot este un instrument de top. Dacă să vorbim de top, e care sunt Bitcoin, Ethereum și Ripple. Păi, astea sunt top 3. Sau Ethereum, la fel, are o putere foarte mare în spate. Se vorbește acolo de bază cum a fost creat. Și din ce metodă a fost creat și cum a fost el el tot o să ajungă la un milion foarte înalt pe viitor și în care unde se crească. Și el și iarăși urmează aceeași situație. Numai ce nu e cam interesant acum la Ethereum, e la baza, adică e ca tare interesant. E fix la nivelul de rezistență. Deci, se respinge oportunități de a face vendere. Dacă, de exemplu, tu ești la Ripple acum, păi da, te-ai nici obținut un milion în tranzacționare din bonus, am e pic. Bagă 0.5. Să duci pe la linie de sus să fac profitul. Asta e farmecul la așa situații de piață. Deci tu vorbești doar de tranzacții de bani. Da. Deci într-un caz să... Eu n-aș deschide sau dumneavoastră, dacă vreți. Se concretizează. Tu ții bani, dar mai nu ești super greu. Concretizează. Dar ce ai zis eu? Tu zici bag un 0.5, dar tu concretizează cum s-a făcut. Și chiar bani să bagi un sel. Când am fost în România și am folosit. De asta am înțeles. 5 ani acolo, s-a obținut numărat o parte de expresie de voastră. Ok, bani. Două baiuri. E gata, ne-am deschis. Eu nu vreau tranzacții de bani. Poți să te la tranzacții de sell. Ce ești încă e recomand? Pentru că pe piața cripto e cam aceeași piață de capital. În sus. Deci acum, ok, o scadă în jos. E poți să stai să oscilezi pe jocul, nu poți să stai în să oscilezi. Pentru că mai ales Bitcoin-ul. E numai limitat. Eu nu o să reușească să fac garanța Bitcoin, dar investiția acolo o să fie foarte. Simplu. Deci, dar ca aici este. Ce întrebări și ce implementează despre aici? Și a urmat tot exemplul lui China, cum a interzis cripto, păi atunci poți să-i dai și să. Nu te interzis. Și nu a apărut o știre. Da, nu, ok, este și compania ta din China care a făcut acum default. Da, este mai... Încă nu e... Evergreen. Da, Evergreen, dar încă nu e vorba de default, dar poți să o țină, nu? Nu, e imbrac, e imbrac, default, dar cred că nu o să-i mai dă echipa să... Da, și fix asta fac și statul internet.
Dar reacție pe ați fost? Știți, așa și stat inteligenți acum, am prange fost și după cum am vorbit și cu persoane, de acolo, pentru că e una când primești informația prin investing, dar una când spune chiar ce se întâmplă cu de fapt în statul celălalt. Ei, practic, nici se grăbesc foarte mult să evite situația asta de default. Pentru multe persoane acolo ar fi și interesantă situația asta de piață. Așa că piața încă, uitați, efect septembrie încă continuă, așa că încă o să avem fierbinți interesante. Adică asta nu înseamnă că au o oportunitate încă pe piață să fie foarte mult. Nu vă speriați, piața acum e incertitudine. Dacă vorbim despre indicii bursive, și toate aștia, ce-i format acum? 3 luni, corect? Macar bine informează ceva piața, știi, să te pregătești. E mai rău că să duci deodată și nici nu-ți arată nimic. Ia ca, de exemplu, nu știu, format acum galba, format de unde. S-a arătat concret. Deja tu puteai să interpreți ceva acțiune. Ce este Bitcoin? Bitcoin, da. Mă cam foarte rău și nu se vede pe ziua. E 54.824. 54. Da, e o creștere considerabilă asta. Da, el crește, dar și asta suntem. Suntem dominanță. Ripple e văd potențial. E la cele mici, ok. Sunt acum foarte mulți care investesc în general în teste care au produs în noapte. Da? Ca să investească rapid, să facă rapid un boom de 30% sau 50% și pentru text. Eu am să gata. Da, dar este, știți, că îți crezi că IPO-uri. Investești în... cum să fac acolo? Eu am vorbit asta. Deci când faci investițiile între 10-15 companii, vei îți faci tot oferul și iar nu suna să fac saltul. Da. Și ți-a stupt toată pierdă, fie așa și criptovalutele. Eu sunt și 10 de astea mici care văd potențial în ele, investiți în toate 10 egal, după care una face boom și ți-a stupă, se amortizează pierderile și te faci puțin cu profit. De asta și eu când ziceam de tranzacții, când deschizi tranzacții de depozit, nu te deschizi te-ai uitat așa, 10.000, 2 lucruri de Ripple și am închis depozitul. Practic, toată nădejdea ta în tranzacție stă numai într-o nădejdea de Ripple. Și ai stai pe piață și ați dar să spui ceva despre Ripple și să-și preciți că duci în sus. Dar atunci tot ce vezi, tot e pentru Ripple la tău. Să afli ceva o informație, corect? Când ai un minus pe piață sau ceva, toate noutăți le vezi pentru tine. Eu de ce vorbesc asta acum? Pentru că noi toți. Nu există persoane care tranzacționare au avut o tranzacție. Și asta e ceva normal. Dar atunci ce trebuie să faci? Să luăm un grafic deoparte, deschizi un grafic alb și te uiți la tău sub acel. Și vezi ce aș face eu acum dacă ar vrea să-ți fie o tranzacție. Și dacă vezi situația de acolo și după asta treci în tranzacția ta. Dar tu când vezi tranzacția ta în față și mai ales dacă ai un minus, totdeauna te gândești în direcția ei. Și în camuș, și în camuș, și în camuș. Și dacă ce spuneți că e zelicele de viață. Pe linia noastră la sfârșit. Așa, ce trebuie mai sunt? Adică eu mai am un PowerPoint, acolo este informație interesantă, dar să trecem rapid, 10-15 minute. Cine dorește, eu ofer. O trimit, numai să facem cumva ca să nu mă țin, să-i trimit pe 10 adrese. Deci mai vorbim alea, dacă ne sunt 10 minute, despre posibil la default la swap. A, posibil de fără să faci ce să afecteze asta pe asta. Cât e de credibil și cine ar fi câștigat în asta? A, noi avem câștigat. Noi avem omul, dar trebuie. Noi avem câștigat în asta. Noi avem câștigat în asta, pentru că viața scutei volatilitate. Asta în primul rând. Ce o să apară aici în situația? O să apară oportunități. Asta e clar, că dacă cade default, aici o scadă viața de capital. Asta este evident. Chiar dacă o să fie o creștere micilor, oricum. E că astăzi a fost noutate, BNZD, corect? Rata de referință. Ce avem la rata de referință dacă crește rata de referință? Valuta ce face? Crește rata de referință, valuta pe perioada scurtă de timp se întărește, pe perioada lungă se devalorizează. NZD, USD, el a crescut, el s-a dus în jos. Asta ce înseamnă?
Înseamnă că... Bun, zice, rămâne să dea mai puțin dolari. Înseamnă că ce-a făcut? S-a devalorizat AZD-ul. Dacă tare, AZD-ul și-a păstrat poziția lui de tăie. Acolo indicele dolari. Vreau să ce-a făcut? Figură, parcă, cap cum era să zic, USD X sau nu, mai și tot s-a sus foarte puternic. Deci dolarul a fost mult mai puternic decât AZD USD-ul. De la acest cotația, AZD cap, ce-a făcut? O străbătut flagul și o mers mai departe în jos. Asta ce înseamnă? Contra AZD, sunt mai puțin canadieni. A, nu, o străbătut în jos, după asta s-a întors înapoi în sus. E clar? Deci am vrut să explic prin asta. Adică depinde de două cotații. Dar ca tare, perioada scurtă, NZD-ul trebuie să se întărească. Ce ce eu am dat? La perioada lungă de timp o să se devalorizeze. Fiți așa și ce? Da, întrebare, păi, văd că acolo. Da, scuze. Nu am vrut să mă uit la tălași. Foc de umbră acolo. Am vrut să zic că piața de capital, într-un fel, acum parcă ia în considerare chestia asta că ei vor să vedeți și rata de referință și eu cred că deja când o să apară notatea că rata de referință s-a ridicat... Atunci asta e efectul psihologic. Înapoi, pentru că până acum deja se ia în calcul chestia asta. Da, dar... Parcă notatea ar fi inclusă deja în preț. Când o să apar, numai doar de ei nu o să vrei să schimbi rata de referință, atunci cred că încă mai tare o să mai cadă. Am impresia că așa o să fie. Nu, o să fie efectul invers, pentru că... mulți acum... Voi ați observat că, de exemplu, noi urmărim toți calendarul economic, vă rog? Ați observat că de multe ori noutatea funcționează de deschide, de apare noutatea. Și majoritatea cadrului așa. Sau a apărut rata de referință, nu este nicio influență, apare influența când are cine? Discursul. Și a spus și discursul. Și ca discursul, el de multe ori discursul face probleme pe piață, adică nu probleme, oportunități. Unde e probleme atunci când ai tranzacția invers. Atunci e problemă. Dar cu piața asta de capital, ce potențiale văd acolo în scurt, în timp apropiat? Asta e Facebook-ul. În el văd potențial. Dar aici trebuie și depozitul, ca să vă permite pentru Facebook din ce cauze. Facebook-ul, ok, dacă lucra 24 din 24, era ok, puteți trebuie cu stop loss-ul și cu un depozit mai mic. Pune în risc o anumită sumă din depozit și puteți trebuie cu un depozit mai mic. Dar care e problema? Că piața se deschide de la o zi la alta. Și tu dacă pui stop loss-ul, grăbuțarea, îl poți să are dificultăți. Nu pui stop loss-ul, oricum se deschide în gând mare și ar putea să ai neplăceri cu depozit. Dar el ar putea să aibă o creștere foarte mare, pentru că a fost toată situația asta cu piața și a fost o credere. Asta a fost din cauza, da, că a căzut serverele, pe lângă asta, mai este și situația care e luată. Și acum a căzut. Păi asta a fost mult psihologic influențat. Eu oricum o să-i stabilească pe Facebook. Asta ce e? Dacă au fost situația asta negativă, ea s-a spus ce vorba, să șterzi Facebook-ul sau ce? Nu. Era să ajungă din nou la maxim. Invers. Numai cum se trebuiască maxim. Mai mare interesul. Și încă... Oamenii o să-ți dăt lipsă. Și că au căzut și LinkedIn-ul, au căzut pe alții fix, așa cum a fost situația și Coca-Cola, și tot au să le stabilească fix, așa, toate au fost pe pic, toate au fost pe maxim. Ele scad acum. Ce te ajută din analiza pe care o folosim noi? Asta e ceva nivel, să știți. Nivelele psihologice, din denumirea lor, nivel psihologic, este o barieră pe care piața o oferă prețului. Dar de găpărnați tot nivelul și de poți fi nivelul și găpniști pe aici. De asta așa am zis, prioritar, pilonul de bază, riscul. Eu nu acum ca să stau să vă... Eu nu să o... Ca tare urmă pe discuția, pentru știu că le-i durere pe piață. Dar oportunități sunt zi de zi. Și, ok, dar vreți să puteți fiți și așa, jarnă, să cum am spus. Știți jarnă pe piață. Pentru că e corecție, dar lasă-o și corecție la tine în cont, nu pe piață. Înțelegeți? Pentru că ai tranzacție și-o făcut așa. Tu închizi aici și închizi aici. Dacă închizi asta, că lungim e mult mai mult, da? De asta și zic. Ai fixat profit. S-o duc să-l depozit. Ai așteptat, ai fixat iară profit. Trebuie să fixezi profitul. E bună metoda adăugării, bani de aici, bani de aici,
În cazul în care se întoarce înapoi, sau de exemplu, ați dat plus pozitiv, în multe situații stop loss pozitiv e bun. Eu de ce fac acum o paranteză de agrizăcătut, dar stop loss pozitiv și toate inovațiile astea, pentru că noi de multe ori pierdem din profit, din cauza că am închis tranzacțiile la timp. Și asta ne afectează strategia mai departe. Și asta îți afectează strategia. Spuneți că profiturile tale nu sunt cele pe care doar trebuie să le iei pe piață. De asta și zic. Ori fost, ți-ai fixat un anumit profit în depozit. Ai fixat un anumit profit în depozit. Pentru că așa tu îți crești depozit. După asta tu o să ai posibilități și fără stop loss. Dar te trebuie să fixești în cont, în cont, în cont. Asta ajută. Eu am avut așa situație, am avut la practică, am făcut o practică online cu o doamnă. Și mi-a dat așa întrebare. I-a zis că... Dar se poate eu că să mă duc în minus, dar stați cum o spuse. A, când mă duc în minus, mă duc din banii și din depozit, dar nu din profitul care n-am făcut. Era la primul lecție. Păi, de ce am făcut din profit și am luat un shit? Dar bine, din depozit, din post lucru. Dar poate să am zis din minusul din depozit, dar nu din profitul care n-am făcut. Apoi, muncim și făcăm în depozit. Asta ajută foarte mult, pentru că așa se crește depozitul. Dar e bună și mediere. Dar acolo are și pierderi, știți? Asta încălzește o casă. Acolo nu doar căldura vine din casă. Sunt și pierderi. Se pierde că e asta, e hojar, iese o cantitate de căldură, o cantitate și pierde la pereții ăștia că pierd. Și tot așa, pierde căldura. Deci nu ajunge tot la noi. Dar noi încercăm să o aproape tot. Asta e de aici, asta e de acolo, să ajungi la un rezultat. Hai să arunci în stânga și-o dreapta, aici, okay. Minus o leacă acolo, plus. Se rogata cu morală. Da, McDonald's cum vă pare? McDonald's-ul? De ce aveți în gând? De mâncare sau? Mâncare nu-mi interesează. Adică spread de mic și volatilitate de ce? McDonald's-ul este interesant de asta. Eu am vorbit despre el, pare mie să la un masterclass, am adus chiar și o listă. Da. Am adus toate instrumente. Ca să înțelegi din lista aceea, nu am ajuns încă la profit, numai Boeing-ul. Boeing-ul nu a ajuns la profit și gata. Restul toate care au fost puse, 60% la Google, nu știu, au fost 20 ceva la asta. Toate s-au dus peste de 2-3 ori. Deci acum ce creștere a fost pe piață, ele s-au dus toate. Nu, afară de Boeing. Nu, pe toate. Dar cu natural gasul, că tu trebuie să... A, și-a făcut închis în minus. De două ori mai mari decât asta, de anterior. Și când am văzut piața că s-a întors înapoi, am închis tranzacția și cum ziceți voi, tip pe gât s-a întors înapoi. Dacă lăsam măcar o jumătate de oră, practic mi-a acoperea tot ce era acolo, pentru că era vol mare de sus. Am închis în minus, mi-a luat de grijă, am dat asta și merg mai departe. Nu toate situații închis tranzacția în profit. Acolo, da, mai trebuia răbdare. Ce credeți eu să fie fier sau ce? Eu nu mă emoționez la tranzacție sau ce. Dar el vă luă să-i mă pași în moții.